Aș vrea să fac un apel către toți cei care sunt subiecți ai declarațiilor de venituri și de interese. Se apropie termenul de 31 martie, care este termenul limită pentru depunerea declarației. Parlamentul Republicii Moldova a lucrat foarte mult la tot ceea ce înseamnă pachetul de integritate. La ora actuală există o echipă în Autoritatea Națională de Integritate care urmează să examineze toate declarațiile depuse. Este foarte important tot ceea ce ține de integritate și toți subiecții care sunt subiecții acestei legi și sunt mai mult de 60.000 de persoane să depună la timp aceste declarații. Face parte din, pe lângă elementele de integritate, face parte și din lupta împotriva corupției, face parte și din tot ceea ce înseamnă domeniul financiar, bugetar al statului, deoarece este foarte important ca toți funcționarii și toți cei, indiferent că vorbim de deputați, miniștri, colegii din guvern, colegii din autorități în general, funcționari publici, funcționari locali, primari, directorii întreprinderilor de stat, absolut toți, să vină cu informații ce ține de veniturile și interesele pe care le au, în așa fel încât să existe o luptă împotriva corupției, să existe venituri la stat și este foarte important ca toți să respectăm legea. Și de aceea fac apel pentru toți cei care sunt obligați până la 31 martie să depună declarațiile, să o facă. Este o metodă foarte ușoară. Acum se depun declarațiile în formă electronică. Ia efectiv câteva ore dacă colectezi toată informația și este bine, în timpul cel mai apropiat, toți să o depunem.